Pentru că ne apropiem cu pași repezi de sărbătorile de iarnă, magazinele deja au pregătit rafturile cu ornamentele specifice acestor sărbători. Multe magazine au îmbrăcat deja hainele de sărbătoare și au scos la vânzare globuri, ornamente de Crăciun și brazi artificiali. Chiar dacă în acest an se poartă din nou decorațiunile în nuanțe de roșu și auriu, cetățenii călărășeni se pot bucura de o gamă variată de culori cu prețuri potrivite pentru toate buzunarele. Chiar dacă suntem în luna noiembrie, magazinele s-au împodobit pentru sărbătorile de iarnă. Am stat de vorbă cu călărășenii pentru a vedea cum și în ce fel își vor împodobi ei casa de Crăciun. Au apărut deja ornamentele pentru sărbătorile de iarnă. V-ați gândit să vi le achiziționați? Deocamdată eu zic că este totuși de vreme, probabil pe la începutul lui decembrie, în primele zile, până, bineînțeles, până în 5-6 decembrie, atunci o să achiziționez, într-adevăr, pentru a avea câteva noutăți, așa fac în fiecare an. Anul acesta, la ce brad v-ați gândit? Aveți artificial sau natural? Artificial, da. Am artificial și îl mențin pe același an acesta. Nu se poate Crăciun fără brad, fără ornamente, fără... Deci toate astea dau aerul de sărbătoare, de... Nu se poate fără brad. Ați văzut că au apărut ornamentele pentru Crăciun. V-ați gândit așa să vi le achiziționați sau așteptați să vină atunci perioada Crăciunului? Nu știu, le-aș achiziționa, dar acum îmi place luminițele. La ce te-ai gândit? Ce te-a atras în mod special? Astea și apă aici sunt colorate și frumoase. Te-ai uitat pe telefon, ai văzut noile culori sau pur și simplu ei ce îți place? Eu ce-mi place. Nu stau să caut, să fiu în modă. Dacă mie îmi place, iau.